Homes.ro este cel mai mare site de anunțuri imobiliare din România. Aici găsești peste 160.000 de anunțuri. Homes.ro cu dublu Z. Demona ai ochii verzi. Atena, dragă, tu ce crezi? Că ei sunt verzi și m-ai trădat. Ideea ea bonjour ți-a dat. Îți dau cuvântul de maur că mai de mult te bănuiam. Sunt cam nervos și întors pe dos. Pe scurt, s-a aflut, totul vreau. Când ai batista, nu ți-o dat. Să-ți fiu de plac, iubita mea. Ori de fânt, eu m-aș urca. Iaș, de ce s-aud în sat că Don Quixote a căpiat? Nici vorbă să te-ntorci, îți cer, n-am încea cu al tău scutier. Că l-are pe un cal măgar. Dulcinea, că măcar un semn că nu mă vei uita. Îți dai seama ce pățești? Apariții bizare. Ce ai, mă, ce ai pățit, nebun? Mi-a pus cineva sare în cafea. Dă-te! Băi, dă-te! Dispariții spectaculoase. Încetează să mai fii paranoic, deci am obosit. Băi, urmează hipnoticul? Da. OMG! Când o zi începe prost... Ai tupeu? Da, am tupeu și să-mi spui mie să nu spun. Andiamo la sole lì fuori più bella. A luat o raznă, e foarte clar. Sunt nebun, nu? Râdeți de mine, nu? Sunt șanse ca ziua să continue încă și mai prost. Ai fost rău, mă. Rău, mă, rău, cu un clov. Pe cine-i nebun? Iar când lucrurile încep să se transforme într-o nebunie totală... No! Credeți-mă, deci dacă nu ies la aer acum, am să fac un atac de panică și nu știu ce fac, deci mă tăvălesc, deci mie mi-e rău, deci nu se poate. Trebuie doar să te concentrezi. Mă amenință cineva? Și dorm și te relaxezi prin fiecare mușchi, fiecare fibră. Și să încerci să reziști până la sfârșit. Băi, mă nebunește ziua asta. Băi, mă, sănătos, m-am văzut cum vreau unei pisici în p***a mea acolo. Pentru că unele lucruri... Îți faci aminte cât de legă în picioare? Da. De ce te-ai legat? Pentru că te-ai gândit la Paris, nu? Da. Nu pot fi explicate prea ușor. Sau deloc. Azi e o zi dubioasă. Da. E zona crepusculară, foarte, se întâmplă foarte, ceva. Foarte, foarte, foarte dubios. Dar hai să vedem cum a început toată nebunia. La ce te pricep tu, bă, nebunule? Dar tu la ce te pricep? La injecții. Te injectezi? Ce injecții îți fac, stai să vezi. Concurenții în habitatul lor natural. Sunt șocat de ce văd câteodată. Mă întreb cum... au ajuns oamenii ăștia aici. Cine le-a spus că e bine să vină? Cum s-a întâmplat? Dar na, cred că ăsta e farmecul emisiunii, că vedem toate tipurile de oameni care se cred amuzanți. Bă, nebunule, du-te acolo! Bă, nebunule, te leg acum! Deci ai grijă, că tu așa trebuie să fii. Așa trebuie să stai. De așa trebuie să stai. Toți se cred amuzanți, numai că unii dintre ei nu prea sunt amuzanți. Hello! La naiba! Uite unul în c***ul! Ce mai mă țăi de clamă?
Ce mă? Mamă, deci când ajunge la el s-a terminat, mai vorbești tu nimic, mai vorbești. Mie îmi plac damele. Deci mie îmi plac tu du-te aici, stai aici. Băi, uneori am impresia așa că se filmează această emisiune în curtea spitalului nou. Este o bucată de piesă care se cântă într-un film românesc. În fiecare zi mi-e dor de tine, se numește filmul. Băi, atât de mult îmi place piesa și n-am găsit-o nicăieri. Uite, fii atent. Îmi place foarte mult piesa. Sfârșit, un concurent care s-a îmbrăcat adecvat emisiunii noastre. Emisiunii, da. Tu ești adecvat. De unde ai scăpat? De unde ești? De unde ai scăpat? De unde ești? De unde ești? Cine mă cheamă cu dulce șoaptă sau ceva de genul ăsta? Și cu surâsul. Cum dracu, auzi notele tu, mă? Chiar... Chiar auzi, chiar ai ureche muzicală. Da. Restul nu mă ajută. Ți-e teamă de cineva? Ți-e teamă de cineva? Mie nu, că eu nu sunt concurent. Și mie nu, că eu sunt concurent. Bun atunci, mult succes! Doamnelor și domnilor, să-l primim cu aplauze pe Black Noise! Yellow. Începe bine. E o lume de nebuni, că suntem de la nebuni. O lume de nebuni, că suntem de la nebuni. O lume de nebuni, că suntem de la nebuni. O lume de nebuni, că suntem de la nebuni. E o lume de nebuni, unde merg pe bandă fără stop. Unde mă cheamă conștientul, dar nu vreau să mă întorc. Întorc creierul pe dos, îl bag în sticlă și pun dop. Îmi dau drumuri imaginate și mă ofer să intru în joc. Mi-aș face introducere, dar ăștia spun că sunt din loc. În fine, văd în dreapta care se crede femeie. Sau asta cred că ar crede că se tot freacă de ochie. Și o face de parcă îi place introducerea ca idee. Ideea însă este să facă panțeluță sau orchidee. Iar eu scârpindu-mi stomacul, traversez pe alta leve. Unul în stânga, o arde Spider-Man. S-aruncă drastic în perete și pune pânze în oxigen. Și deși iese mutilat, omul știe că-i fenomen. Și așteaptă să se întunece, să-și rupă gâtul negură ca Batman. Eu pun mai departe, ia să vedem ce mai avem. Uite bă, s-a descoperit o nouă modă. Că mășile de forță și că sunt mai nou în vogă. Imaginație defectată, deregată și apoi prăbușită. Infecțioasă, defectioasă și nemărginită. Care te vine normal aici, bine rău până vomită. Că e o lume de nebuni, că suntem de la nebuni. O lume de nebuni, că suntem de la nebuni. O lume de nebuni, că suntem de la nebuni. Tu o lume ești de nebuni, că suntem de la nebuni. De la nebuni. Că suntem de la nebuni. O lume de nebuni, că sunteți de la nebuni. În calitate de om normal și sănătos, te întreb, tu ai scris versurile? Cuvânt cu cuvânt. Negativul e frumos. Versurile sunt bune, refrenul strică piesa. Cum ai reușit? Refrenul a fost mai vechi și l-am lăsat așa că... Ai luat din altă piesă, nu? Cum? Ai luat refrenul din altă piesă. Nu, am lăsat refrenul la aceeași piesă. E aceeași piesă, refrenul e același, doar că nu m-am gândit să-l schimb, am zis că merge. Păi nu merge, dar mă rog, n-are importanță. Nu merge. Cum arată el, mă, cămașa aia de nebun? Mă, crezi că e prima oară că văd o cămașă de-asta de forță, așa. Te-ai mai văzut? Eu am avut așa ceva. Da? De fapt, face parte din recuzita unui magician. Da, făceam la un moment dat o chestie. Evadări de astea, când scoți mâna, o dai așa, nu? Care e schema? În primul rând îți dezloci brațul. Și tu ți-ai dislocat brațul? Nu. Mi se pare că trebuie să ai foarte multe să vii în fața lui Chelu și în momentul în care faci chestia asta, să te uiți și în ochii lui. Adică este dar de ce mă împușcă sau ce? Bravo, frate. Mi se pare absolut corect. Îți spun... Da. Vezi? Tu ai provocat această discuție în contradictoriu. Omul se simțea bine. Îți spun ce aș fi făcut eu diferit în locul tău. Spune. Mi-aș fi pus un headset, mi-aș fi legat mâinile și aș fi stat într-un punct fix pe scenă. Pe asta zic. Adică un headset, adică un microfon cum e ăsta. Pentru că aveai acea privire de nebun. Adică ar fi fost un cadru superb ca în clipul ăla lui Sina de Canal. Adică era de ajuns doar fizionomia ta. Mie mi s-a părut că avea o figură un pic speriată. Nu. Un pic temător, un pic. De la nebun, te invităm. Nu e adevărat, nebunii sunt foarte siguri pe ei. Pentru că nebunii au dreptate. Ce te uiți? Întoarce-te la tine, la bancă. Eu nu vreau să... Am făcut bine. Nici eu nu vreau să mă uit ce votează Chelu acum, jur.
Astăzi e o zi în care vreau să fiu surprins. Și voi regreta că spun asta. Mie mi-a plăcut. Ceva. Adică o parte. Mi-a plăcut textul. Îți jur că deja morcov cu tot cu iepure. E clar că sunt... E soarta omului în mâinile noastre. E clar că sunt mult mai tâmpit decât tine asta. Crede-mă că dacă aș fi făcut chestia asta, o făceam mult mai bine. Yes! Te-a plăcut, an? Slav! Serios? Bă, chiar mă bucur pentru tine, îți jur. Chiar mă bucur pentru tine. A, știu de ce i-am dat, da. M-am bazat pe faptul că voi fi singură. Cred, da. Dar pe mine m-am înțeles, adică eu mai fac chestia asta, dar pe ăsta altul nu am înțeles de ce a dat, da. Am apreciat foarte mult versurile. Foarte mult. Mersi frumos. Contează mai mult ce spun decât ce fac. Bine, dar pentru el, de seama că ar fi fost mai bine un... Nebunaticul hip-hopper, Black Noise. Un băiat care a făcut două strofe interesante, acceptabile, nu le face chiar oricine, cu mari probleme la capitolul cântat, într-un cuvânt, mediocritate. Deci dacă ai 5 degete la o mână și 4 sunt rupte, nu cred că apuci nimic. Hei, uite așa începe la noi o zi nebună, cu Nebun. Nu și-a făcut el prea mulți prieteni pe aici, dar cine știe, poate următorul reușește. Vine un prieten de-al tău. Nu cred, eu nu sunt misogin. În primul rând, faceți o greșeală. Nu am fost niciodată misogin. Cel mai cuminte băiat din platoul ăsta. Cum te cheamă? Victor Tircan. De unde ești? Sfântul Gheorghe. Misogin, dă-mi și mie definiția din Dex completă. Din minte sau din Wikipedia? Așa, din ce... Stai că am o poziție nefirească pe scaun. Probabil că este un bărbat. De fapt, nu, și o femeie poate să fie. Da. Da. Eu am momente când sunt bărbat. Da, dar știi cum se numește femeia care de... Nu, femeia care detestă femeile se numește misandră. Există termenul ăsta? Așa știu, da. Misandră. N-are față de popă? Ha? N-are față de popă. Da, așa îmi spune micuțul. Părintele. Părintele? Da. Taica, ce, mai, părinte. Ce mai faceți, părinte? Și? Bine, fiule. Ai ceva pe suflet de spus aici? Nu, sunt un sfânt. Misogin este un bărbat care urăște în mod unilateral și visceral femeia. Știe ce zice misoginul, dar nu ești, nu ești. Aversiune sau dispreț față de femei. Nu mi s-a spus în caz că pur și simplu mi-a venit. Mulțumesc, Claudiu. Dar există și misandră, nu? Adică nu, acum mă întreb eu pe mine. Da, sigur există. Da, ai o față de băiat foarte cuminte, așa, care romantic, așa... Ai așa un vibe, toate femeile să vină lângă mine, eu vă cuceresc cu flori, pot cu să vă dau un sfat, deci bun, auzit, da? Să vă dau un sfat, da. Cred că e cel mai romantic concurent pe care l-am avut până aici. Auzi, mă, misandrie este recursie patologică față de bărbați, deci femei care urăsc bărbați. Oare cum s-ar înțelege un misogin cu o misandră? Dacă se bine, Bendeac, eu cred că se înțeleg. Nu stă totul numai la sex, băi. În viață contează și alte lucruri. În viață contează dragoste, contează sentimentul pe care îl împărtășești cu acea femeie. Așa, mai zi. Ce mai contează? Nimic. Asta e tot. Iubirea. Iubirea. Iubirea e tot. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Drăgan Victor! Aș vrea să încep cu o întrebare pseudo-filozofică. Știți cum se simte o fată enervată că nu are sâni? Ațățată? Fetele care n-au râs s-au dat de gol. Push-up! Apropo, sutienele cu push-up ar trebui comercializate alături de un tricou pe care scrie țețele afișate sunt cu titlul de prezentare. Nu de alta fel, dar știți sentimentul pe care l-ai atunci când desfaci o pungă de chipsuri și constați că înăuntru e mai mult aer decât cartofi? E același pe care îl avem noi când dăm jos un sutien cu push-up. Disperat ăștia. Și serios vorbind, indiferent cât de optimiști am vrea să fim, niciodată un bărbat nu va putea privi partea plină a cupei. Și oricum, să știți, nu este nici rușine să fii mai plată decât Ungaria. Bun. Comparația zilei. Dar nu încerca să-mi vinzi bucegii.
De asta mie îmi plac babele, nu în sensul ăla. Nu, mie îmi plac că sunt oneste, frate. Ele nu poartă deloc. Nu știu de ce, am o teorie personală. Vor să scape de ridurile de pe față. Au. Ok, trecem pe la, trecem pe celălalt ceva. Nu știu dacă vă plac filmele SF sau nu. Seria mea preferată nu e Star Wars, nu e Star Trek. Seria mea preferată de filme SF sunt reclamele la tampoane. Vă zic și de ce. Femei la ciclu, bine dispuse. Vă garantez că scenariștii acelor reclame n-au avut în viața lor o relație mai lungă de 28 de zile. Nu, serios, oamenii care sunt în spatele acelor reclame, n-am nimic cu ei, dar... Serios, ei încă n-au aflat că odată pe lună viața noastră se transformă într-un film interzis copiilor sub 15 ani. Dar ce poate să conține? Poate să conțină violență fizică și psihică, medie ca durată, limbaj licențios și nuditate non-sexuală. Genul programului, horror. La filme horror nu mă uit în general. Nu mă uit pentru că toate sunt la fel. Eu tută în casă, sună telefonul. O să te spinde ca pe un porc. Dar cine e la telefon? Și apoi te voi spânzura de propriile măruntaie. Nicoleta, tu ești? Se stinge lumina pe tută, în sfârșit o cuprinde panica. Dar nu, nu ia la goană, nu. Rămâne în casă. Hello? Hello? Ce crezi tu că o să-ți răspundă? Da-ți pe WC-ul, te mor imediat. Și o să închei cu ultima chestie, vreau să fac un anunț. Iubita mea a venit de la doctor zilele trecute și mi-a zis că de acum încolo mănâncă pentru doi. Dar nu aplaudați, e o tenie. A fost bun, frate, merită trei de la... A venit așa, pac, pac, bine pac. Ai venit în viața noastră. Presimt că și eu și domnul Cătălin te iubim deja. Și eu nu? E un instinct de turmă, deși sunt doar doi, Chelu și Mihai, au tendința de a mă exclude, poate, fără să conștientizeze de multe ori, pentru că sunt doi băieți și se hăitează la diverse lucruri, știi? Și matache. S-o fi gândit că dacă sunt femeie, nu o să-mi placă poantele și n-are nicio legătură. Pot fi glume din... pe diverse subiecte care nu mă deranjează atât când sunt bune. Aș vrea să, să-ți dau un mic sfat, să faci un exercițiu. E o chestie pe care am folosit-o la un moment dat și într-un sketch, te va ajuta. Ai tendința deseori să te bâlbui, dacă ai observat. Și ăla este simplu. Exercițiul trebuie să spui foarte repede. Un fascicol fosforescent, fascinant și incandescent, suscită o fascinație susceptibilă de un scenarist sceptic care a descins cu scenariul său dintr-o piscină luată drept scenă. Fascicul. Și spui asta și vei fi, la un moment dat, pe flow. Domnul Didu din Dudești, dă-ne du de duș, Didu, dumneavoastră de pedal, Florica, fata fortului, serafenică, fierfețolea, fără foc, fiindcă focul face fum, am fost la Mahomedan ca să mă demahomedanizez. În rest... Domnule dragă, ai avut anumite momente în care mi-ai adus aminte un pic, un pic, un pic de Seinfeld. Un pic. Cred că și fizionomia. Înălțime, dacă n-ai avea barbă... Înălțime, păr, tricou, blugi, ușor vintage. E ușor... prima oară când mi se spune... Dumnezeu, deci cred că fără barbă ai semăna un pic și fizic. Pe cuvânt. Da. Ai așa o alură, ești destul de înalt. Din partea mea, astăzi, hapo. Mulțumesc foarte mult. Mie mi s-a părut că ești misoginul începător, misoginul timid, misogin prin definiție, dar încă copilărești. Abia ai descoperit această artă de a face femeia să se simtă prost, că până e distrat. Mai am, dar n-am avut timp. Păi nu, lucrează la imagine, pentru că imaginea în contrast cu cuvintele oribile pe care le poți spune tu, da, o să-ți dea o satisfacție tulburătoare. Băi, am reușit cât de cât să fiu coerent. Absolut. Absolut. Mi-e scârbă de mine. Nu, pentru că până la urmă ei sunt sarea și piperul acestei emisiuni. E adevărat că ne țin în formă nebunii și proștii care ajung la noi, dar dacă ar fi mai puțin nebuni și mai mulți stand-uperi de calitate, pentru noi, ca oameni la masă, ar fi un plus. Să ne bucurăm!
Mulțumesc foarte mult! Ai umor poate fi o rampă de lansare pentru stand-up-uri, pentru că dacă ai noroc să-ți găsești cele 50 de propoziții de calitate, poți să faci pași mari înainte, pe care altfel de unul singur și doar cu ajutorul internetului ți-ar lua niște ani. Bravo, mă! Felicitări! Gata, bă! Bravo! Ai dat-o bine! Ai dat-o bine! A, mă, găsi cu mine noroc! Salut, scuze, bravo! Scuze, felicitări! Și am zis din prima că e 3, da? Ai, hai, ăla, nu este entuziasmat. Bravo, bravo! Bă, eu aveam o temere foarte mare că mă f***a, jur. Bună seara, bună seara! Bună seara, bună seara! Și îmi pune sare în continuu în astea, mă, frate, mă! Nu, acum vorbesc eu! Acum vorbesc eu! Tu-ți dai seama ce pățești? Ai tupeu? Da, am tupeu și să-mi spui mie să nu spun... Andiamo la sole li fare più bella! Se întâmplă lucruri dubioase. Uite, dacă vrei, vorbim de paranormal. Am intrat în altă realitate. De ce nu ai încercat și cu noi chestia asta? Chiar mi se pare interesant. Păi am încercat și cu voi. Cu voi am făcut totul altceva. Azi, acum, aici? Da, 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 da. Aoleu! Credeți-mă, deci dacă nu ies la aer acum, am să fac un atac de panică și nu știu ce fac, deci mă tăvălesc. Deci mie mi-e rău, deci nu se poate. Doamne, Doamne mare țin. Sunt nebun, nu? Vedeți de mine, nu? Mă amenință cineva? Și dorm și te relaxez prin fiecare moș, fiecare fibră. Este hipnotizat. Cine? Benzeac. Frate. În 30 de secunde te vei trezi. Vrei să te muți? Intră acum pe homes.ro. Aici găsești peste 160.000 de anunțuri. Homes.ro cu dublu Z. Din nou la Ai Umor. Să ne reîntoarcem la piesa lui Bendeac. Dacă ți începi ziua cântând, înseamnă că o să fie ușoară și veselă. Pentru tine, că pentru cei din jur... Cine mă cheamă, unul de noapte, și cu surâsul... Încetează cu asta! Ta, 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 o melodie... La 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 li, la la li, la la li, la la li, la la li... Hai să-i fluierăm pe cei doi veseli colegi. Facem un test de voință? Fluierați-i puțin. Aoleu, hai mai cu viață, nu fiți ca acasă. Bă, dar ăștia fluieră ca și cum ar vrea să ne agațe, nu să ne... Da, pe eu să... Jur, ce-am văzut cu Zeaude? N-am cu cine să discut. Cum te cheamă? Andrei Duduc. Cu ce ocazie pe la noi? Să vă citesc mințile. Opa! Deduc că ești mentalist? Duduci? Că e mentalist. Duduc că e mentalist. Deducționist, îmi place tot. Andrei Deducționistul. Am control asupra oamenilor într-un mod foarte înfricoșător, chiar pot să spun. Ce mă bazez? Pe ce am învățat timp de 16 ani de zile. Oamenii au tipare. Is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true. Cine mă cheamă, la 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 la... Bă, dar ne-ai spart cu asta, să mă mai... Pe scena Ai Umor, Andrei Deduc! Bună seara! Bună seara! Eu sunt Andrei Deduc și am venit să citesc niște minți în seara asta. Aoleu! Sau să încerc cel puțin. Vreau să transmit practic puterea mea altcuiva. Să citească altcineva mintea spectatorului în afară de mine. Eu nu o să fac absolut nimic. Deci un transfer de puteri? Bă, suntem la X-Men? Aici este X-Men? Deci am nevoie de 3 voluntari și o persoană care să citească mintea. Băiatul în alb? Bă, ce face băiatul ăsta că m-a pus pe jar? Mai selectați pe cineva care să citească mintea. Uite, doamna, domnișoana cu... Uite, persoana care citește... uite, așa o alegem.
Ok. Ție o să-ți transfer puterile mele în seara asta. Ține mâna. Estit? Super. Voi aveți următoarea sarcină. Când veți auzi un sunet și anume, veți închide ochii. 1, 2, 3. Dacă simți că te-am atins pe spate, tu ești spectatorul numărul 1. Rolul tău este să-ți imaginezi un balon roșu. Aici vom începe călătoria mentală cu balonul roșu. Dacă te-am atins în spatele umărului, ești spectatorul numărul 2. Tu trebuie să te gândești la un nume, pe cineva pe care cunoști de mult timp, care eu nu am de unde să știu cine este. La numărul 3, vreți ceva nume? O țară. O țară. Spune-mi la ce se gândește numărul 2, numele. Alex? Alex, perfect. Și țara? Paris. Paris, ai spus? Da. Paris. Ok. M-am trezit. Ok, acum vorbesc cu voi trei acum. Dacă v-ați gândit individual fiecare la balon, la Paris și la Alex, vă rog să vă ridicați în picioare. Ridicați-vă, ridicați-vă. Vai, mor. Cine a avut țară? El în stânga. Țara. Cine nu a avut? Ei nu știu cine a avut ce. Tocmai asta este chestia. Cum nu știu cine a avut ce? Păi el ar trebui să... Stai mă puțin, stai că n-am înțeles. Ei nu știu ce aleg, tu i-ai spus gândește-te la o țară. Ei nu știu care e spectatorul 1, 2 și 3 ca au... ochii închiși. E o realitate dublă pentru ei, să zic așa. Păi stai mă, dar... Ei s-au simțit atinși. Da. Corect. Și fiecare dintre ei trebuia să se gândească la ceva, nu? Corect. Unul o țară, unul... Și am zis dacă v-ați gândit la... Cine s-a gândit la țară? X, X și X s-au ridicat. Cine, ăștia nu știu la ce s-au gândit, frate, i-a hipnotizat. Da, nu, stai. Stai că trebuie să vă explic. Deci dacă nu mă explic, mor. Ascult. Deci, ei s-au așezat fiecare pe câte un scaun, na? Corect. Unul aici, unul aici și al treilea... Ghici, aici. Se ridice în picioare cei care s-au ridicat în picioare mai devreme. Păi acum e afectul de amnezie. Eu nu-și amintească absolut nimic. Bă, voi nu vă amintiți nimic? I-a pierdut, mă, i-a luat, i-a învârtit, i-a întors pe toate părțile. Bă, tu nu-ți amintești nimic? Serios vorbești? Bă, nu mă minți. Se întâmplă lucruri dubioase. Uite, dacă vrei, vorbim de paranormal. Am intrat în altă realitate. De ce nu ai încercat și cu noi chestia asta? Chiar mi se pare interesant. Păi am încercat și cu voi. Cu voi am făcut totul altceva. Ce? Ai făcut ceva cu noi și noi nu știm? Azi, acum, aici? Da. Aoleu! Nu intra cu mine acolo, că eu sunt ăsta cu... Ce-ai făcut? Mi-ai schimbat chakrele? E o realitate dublă ce s-a întâmplat pe scenă și ce ați văzut voi. Necredincios fiind, nu pot să cred. Consider că ceea ce faci tu are foarte mult potențial comic, jur. Bă, știi cum te uiți acum la mine? Mamă, stai așa că m-a luat... Deci te uiți la mine ca și cum tu mi-ai induce ce spun acum. Prietene, te-ai luat cu aiurea, știi vorba aia. Și chiar și reacția asta, parcă mi-ai indus-o tu. Aoleo, mamă, ce primi mi-am. Eu când vorbesc acum, de fapt, el vorbește. Te-a luat cu aiurea. Ei se înțeleg foarte bine și uneori sunt atât de apropiați încât eu mă simt în plus, în calitate de coleg. Eu sunt genul de om care, dacă nu înțeleg, nu mă apreciez. Am să votez în perspectivă, dar nu pentru că mi-induce acum chestia asta, pentru că vreau eu. Bendeac deja te-a vrăjit. L-a atacat psihotronic pe Bendeac. Uite-te în tavan și imaginează-ți ce ai fi vrut să votezi. Fii obiectiv. Primul gând este cel mai bun. Și dacă mi l-a dat el? El i-a spus cumva... S-a adresat subconștientului, tu îmi vei da mie like. Și pe tag-e da like. Ce facem că pe el nu l-a atins nimic? Asta am prezis-o. Da. Mulțumesc mult, seara bună. Te-ai relaxat, Parise?
Parise trebuie să-ți rămână ție porecla. Băi, cât de bun a fost aia. O țară, Paris. Cine a fost Parise? Ridicați-vă. Nu știe nimeni. Deci toți 400 sunt Parise. Poți să faci hipnoză în masă? Gen, votează toată lumea. Uite la cameră și fă-i pe oameni să te voteze. Votați. Mamă, deci ați simțit? Ați simțit? De fapt, nimeni n-a confirmat că ei s-au gândit la lucrurile alea. Exact! Asta e. N-a confirmat nimeni. N-a confirmat nimeni. S-au ridicat în picioare. Da, 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 ăla micu. Prin ridicare. Mai călcat pe picior. Nu mă să-i întrebă, mi-a venit mă cu aici. Nu mai nu. Pauză, fiți. Nu-mi trebuia, dar e. Uite-l acolo, uite-l acolo, ia acolo. Uite-l, uite-l. Unde, mă? Eu încep să pierd încrederea în umanitate. Și colegii mei sunt din ce în ce mai euforici în legătură cu actele care vin la Ai Umor. Deci tu te-ai așezat pe scaun. Da. Perfect. Și la un moment dat când te-ai atins. Îți aduce aminte asta? Da. Bun. În momentul în care te-ai atins, ce ți-a spus? Nu știu, mă gândesc la o țară. Să gândești la o țară. Ce? Perfect. Tac, tac! Să gândești la o țară, da? Și tu ce ai făcut? La o țară. Așa, la ce țară? La Paris. Da. Nu mi-aduc aminte când am zis. Ce să zici? Țara. Păi stai, mă. Băi, în primul rând, deci Parisul nu e țară. Dar nu contează, lasă așa, că el... Nu contează asta. Da. Contează altceva. În momentul în care te... El a spus așa, dacă v-ați gândi la aia, aia și Paris, ridicați-vă în picioare. Tu te... Îți aduci aminte că te-ai ridicat în picioare? Da. De ce te-ai ridicat? Pentru că te-ai gândit la Paris, nu? Da. Tu ce ți-a aduce aminte? Îți las că m-a pus să mă gândesc la o țară și că mă gândesc la o țară. Deci nu ți-a aduce aminte că te-ai spus că stau? Nu ți-a aduce nimic? Nu. Dar ai la ce doi ce-și amintesc că ai gândit cu ei? Nu, n-am. Dar nu e vorba că m-a prins, nu știu, este mult, crede-mă, este mult prea nou. Am o senzație de oarecare năuceală. E normal că dacă vezi 10 proști în 10 zile, să ai capul vraiște, că ai văzut 100 de proști, fiecare cu tâmpeniile lui. Tu ai greșit-o pe aia cu Parisul de acolo? El! Perfect, stați așa. El a zis. Ești greșit-o pe aia, ai greșit-o din cauza emoțiilor, nu contează. Dar, atenție, tu ai spus asta și pe ei a întrebat, ridicați-vă în picioare dacă ați spus ce a zis el. Adică alea, alea, așa. Trebuie spus din mintea ta, da? Dar ei nu și aduc aminte că s-au ridicat în picioare sau ce s-a întâmplat sau s-au făcut închiși. Astăzi Bendeac nu s-a regăsit, pur și simplu. Asta e. E mai greu cu mentalismul când ai o zi proastă. Nu înțelegi și gata. Hai, poate vine un concurent ceva mai normal să te liniștești un pic, că te-a omorât mentalistul ăla. Am prins-o! N-am prins-o. Ia uite, un clovn drăguț. Vezi, ce poate fi rău la un clovn? Băi, cum vrei să vorbesc eu, mă? Să săiți, că doar să săiți, hai, salutare! Ce faci? De ce am venit? Cum de ce am venit, mă, să vă omor aici cu umorul? Cum, nu vrei să omor? Vrei baloane? Baloane? Da. Nu. Nu vrei? Nu vreau. Vrei baloane? Pentru tine la farmacie, mă. Că eu sunt mare urecheatului. Vin din nordul Bucovinei, din Suceava. Arătarea cu păr albastru, nasul roșu și ochelarii tridimensionați. Clovnul Bobo, numele de scenă. Ce mai aici, măi? Călătare! Ce pasă? Selfie, toată lumea la selfie! Vino, mă, tu aici la selfie! Haideți, mă, și voi la selfie! Nebunule, vino încoace! Hai, vino încoace! Vino, mă, încoace, mă! Așa, vino, mă, încoace aici la selfie! Uite acolo! Moldovenii sunt mai proști. Și sunt mai puturoși, mă! Iar mă, dragii mei! Pe Facebook! Ia mă mâna că nu sună, nu sună. Nu sună, dar ce sună pe tine? Uite, s-au văzut ouăle, fii uite ce, uite magicienii ce-am. Dar vezi că deja sunt înroșite. Da, mă, de la paștele tale, mă. Am avut niște viespi de alea africane, mă, așa erau de mari. Am găsit un gohun de la mare și uite ce mi-a făcut. Uite, nici nasul nu mai țuie, uite, uite, uite. Și uneori să știi că doamnele la nas trag. Da, asta să vezi, ia uite.
Ia uite. Zici că e scrici. Mă simt mai mic. Zici că e scrici. Da, mă, e scrici. Da, mă, pune-mă și vii. Ia uite. Hai, mă, noi pe scenă. Gata, mă, tu stai că intrăm noi. Scrici și cu plici. Unde, frate? Eu vreau să fac poză cu Brindaxi, cu Delia, că de chelul nu-mi place. Ăla e foarte rău. Rău. Ei, nu știe să glumească, mă. Să ține numai la... E curatul pe sus. Să crici de salvați de clopoțel, nu pot să cred! Nu pot să cred! Doamnelor și domnilor, da. Să primim cu aplauze pe clownul Bobo! Dă pălările, că trebuie să mă duc, da? Trebuie să plec! Salutare! Aoleu, unde sunt aici, mă? Nu scrie nimic. Ah, bună seara. Aoleu, măi, am venit de departe. Dragii mei, pentru a putea să colaborăm, cum s-ar spune, am nevoie și de tine, și de tine, și de tine, și de tine. Vrei, mă, și tu? Vrei și tu? Idisu, da, ia vino încoace, mă. Vino arătare încoace. Nu mai luați pe el, că el nu știe ce face. Luați altul. Lasă-l, mă, lasă-l, Delia, te rog, că semin cu sora mea. Las-o, dragă. Hai, vino, mă, încoace, cum s-a spus eu. Vino aici. Ce crezi, că glumesc? Ha, ia uite, domnule, vino aici. Fii atent aici. Dai seama că pentru a începe am ceva pentru tine, că nu putem începe asta noi. Dar până începem, vă plac baloanele? Da. Mă, vă plac baloanele? Da! Suntem fierți pe baloane. Cine are peste 18 ani? Da? Bine, mă, pentru tine la farmacie baloane, mă. Ce ați vrut să vă dau eu baloane, mă? Ia uite. Bendeac, ai vrut baloane? Hai, mă, frumos, le uite-ți pentru tine, ți-am stai, uite, bă, ce freză ai, ca așa, ia fii atent aici, aude, asta, am nevoie de tine, de o domnișoară frumoasă vreau, vino, dragă, așa, întâi, mă apel Bobo, vieni și, s-il vous plaît, aude, domne, ce blugi ai, dacă te vedea bunica mea, ți cușea imediat, vino cu așa la mine, stai, dragă, stai, mă, am văzut-o odată pe Delia, avea o frizură asta, de fain, uite, ți-am adus și ție una, ia, uite, fii atent, stai, dragă, stai. Ia uite, dragă, mă, dar ce frumoasă ești, puță, nu te de ochi. Ia să vedem, am nevoie de un băiat. Bende? Tu vrei, mă? Ia vino tu, mă, frumosule, ăsta cu păr blond, vino coase, mă, la mine. Tu-s forța. Nu, mă, ăsta, vino la mine. Da, mă, tu vino încoase. Hai, mă, că ai un păr super, vino încoase. Aplaudați-l, mă, uite ce frumos e. O, nici dracu nu știe ce te așteaptă. Dă-mă codița asta, tu să dai, a? Dă-mă, mă, zi, hai. Stai așa, tu mergi la biserică? Mergi la biserică, da, mă înțeles, ia uite. Ia uite, mă, aici, ia uite ce frumos e așa. Te vede maică ta, ți-a și o lumânare și te trimite la biserică, mă, te trimite. Asta. Mă, dar am o întrebare. Vrea cineva să-ți joace cu ouăle mele? Cine, mă? O nesimțitule, bă, eu vreau o fată, nu pe tine, mă. Ia să vedem, o domnișoară. Vino, domnișoară, uite, ia blondina aia ta. Vino, o trată, vino, la mine, vino. O, și mai vreau o domnișoară, uite, ce frumoasă e. O, vino, coase la mine. Amestesc când te văd, dragă, ia uite. Așa, cum te cheamă? Ce crezi că mă interesează? Care e ideea? Am văzut că timp de 10 minute a chemat oameni din public și a montat peruci. Orice dobitoc poate să facă asta în această viață atâta timp cât cineva îi permite să facă asta. Într-un cadru organizat la o emisiune. Că dacă ar face treaba asta pe stradă, cred că și-ar lua bătaie. Ia uite, se frumosește. Și mi-e cum când era tânăr, mă, că avea păr la fel ca tine. Așa. Ia, mai am nevoie. Bunicule! Vino cu a bunicule la mine, vino cu ase. A, nu, dar nu de tine, că ești amuzant. Ce, mă, n-ai avea părul la fel ca tu mine? Tu a fost foarte bun asta, a, cu mine. Cine a zis că se joacă cu ouăle mele? Cine a zis, mă, tu? Că te joci? Cu mine. Da. Ce ai și uitat? Păi pentru baloane ce nu faci tu, mă, știi, crezi că nu știu? Hai să trăiești, bunicule, ia uite, în copilărie, dacă te vedea doamna cu creasta asta, hai să trăiești, cum te cheamă? Bă, nu mă interesează nici de tine, dar asta e viața. Asta, eu uit repede, ia uite, bă, ce bunic sexy, mamă! Ia să vă, vină, mă, tu repede la mine. Bă, băiatule, mă, mă, băiatule, mă, mă! Are un ac și n-ați spus ceva? Ce ai, mă, ce ai, păține? Mi-a pus cineva sare în cafea. Eu nu eram ăla, să zic. Asta. Ia să vedem, mai vine cineva, hai repede, hai încă 3 persoane, am nevoie, încă 3 persoane, repede, hai, orologiu sună, vino mai repede tu la mine, hai, vino mai strâmbule și tu la mine, vino cu acea repede, să te fac frumos, așa, e, și tu, mă, pe tine te fac frumos, să te vadă gagică ta, nu te mai ia, spun eu, ia uite mă ce frumos e, ți-a crescut părul, ia dragii mei, veniți încoace la mine. Nu jurez. Ia veniți toți aici la mine. Hai veniți cu aceia la mine să ne jucăm cu ouălele mele. Facem un cerc mare așa. Asta, ia să vedem. 2 3 și.
Cântă cucu, bată-l vina, iară sună-l Bucovina! Aoleu, ouăle mele, dați-mi ouăle repede, că se duc ouăle la mouă și nu pot să cânt, draga mea, dă-mi ouăle repede! Mă, dar vină, mă, și de drum, Doamne, te tem să-mi dai ouăle, aoleu, Doamne, Maica, Doamne, unde ouă, mă? Dacă îmi dădeai ouă, puteam să cânt ca lumea, dragă. Ce frică să dai niște ouă, nu? Aoleu, a fugit ouă, ia-l că e al tău, mă. Ia-l, mă, că e al tău. Să fii să trăiești bucuros, bagă-l în buzunar, ia-l că e al tău, bagă-l în buzunar. Așa, mă, bagă-l, că n-ai destule ouă, spun eu. Așa. Hei, dragii mei, cam asta fac eu la petreceri când mă duc, da? Eu interacționez cu publicul. Bă, nebunesc, asta a fost? Băi, băiatule, mă! A, și încă unul, vă mai întreb ceva, dau 10 baloane, pe bune, dau 10 baloane. Care sunt ultimii dinți care apar în gură? Ăia pe care ți-i scot acum. Care, care? Ăia pe care urmează să ți-i scot. De ce mă întrebi? Bă, mă țignesc, din momentul ăsta eu nu mai sunt apt să fac această emisiune. Proteza dentară, băi! Așa sunt ultimii dinți care apar în gură. E, și ce ai zis? Ce ai zis? Că îmi scoți dinții? Bun, s-a terminat numărul? Stai, mă, că nu s-a terminat, adică trebuie să mă duc mai departe. Acum s-a terminat, dragul meu. Bă, știi ceva? Mie îmi place, mă. Mie mi-a plăcut. Ia uite, mă, că nu numai ouăle, mi-a căzut și la baliera, mă. Bă, dacă zici că mi-a plăcut, sunt nebună, îți jur că ceva mi-a plăcut, nu știu, are ceva. Bine, mă, acum dați-mi repede toate pălăriile și plecați la locul vostru. Hai că v-ați distrat destul. Mi-a plăcut. Ați apărut la televizor, gata. Și să ne întâlnim în culise să vă dau baloane că ați participat. Ce n-am înțeles a fost acțiunea în sine și logica, firul. N-am înțeles exact ce s-a întâmplat, dar aveți așa dumneavoastră un fel de a fi. Asta înseamnă, dragii mei, socializarea și imaginea de clown. 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 Nu mă interesează ce background are acel domn care a venit deghizat în clown. Ce a făcut astăzi a fost la limita prostiei. Dacă el distrează alți oameni cu acest număr în alte părți sau distrează copiii, eu cred că ar trebui interzis într-un ordin judecătoresc. Arta circului este o artă. Am avut în România, de-a lungul timpului, foarte mulți clovni care au fost extrem de apreciați și aici, și la festivalul peste votare, Tonino, etc., etc. Consider că dumneavoastră sunteți o jignire. Aoleu, 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 vai de mine ei, vai de mine. Jignire? Da, clovneria s-a terminat. Eu consider că dumneavoastră, în ceea ce faceți, fii atent la mine, o jignire pe... Nu, fii atent ce spun eu. Nu, acum vorbesc eu! Acum vorbesc eu! Băi, acum vorbesc eu, acum vorbesc eu pentru că ai vorbit în continuu. Da, vorbesc că este, dar nu pot să spui că sunt o jignire, pentru că în Bucovina sunt numărul 1 la distracție și entertainment. Și ce înseamnă asta? Păi tu ai venit aici să-ți faci reclamă? Păi nu fac, n-am venit aici, am venit... Ești o jignire pentru ceea ce înseamnă clown. Tu dai seama ce pățești? Deci numărul tău, pe lângă faptul că a fost îngrozitor de prost și de lung, știu, ai un talent uluitor de a agresa publicul, asta ai făcut de la început, ai agresat publicul, da? A fost îngrozitor de prost. Băi, vorbesc acum eu. Da, nu, eu nu permit tonul ăsta de băi. Bă, asta este culmea tupeului. Deci unul care ia niște oameni din public, le pune alea pe cap, se uită la chelul, la mine, la de... Bă, 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 bă. La un moment dat eu încep să vorbesc și când îi spun un bă, nu bă, bă, cât tupeu să ai, bă? Te-am pupat și îți mulțumesc, la revedere. Când ai să vii prin Bucovina, ai să vezi brandul de Bucovina. O ce brand de Bucovina? Păi tu ești brand de Bucovina, mă? Pa, la revedere. Bă, tu ești brand de Bucovina? Da? Așa sunt. Vino încoace, că dacă ai venit la un concurs, asta este jurizarea. Ți-ai terminat numărul și mi-ai spus de nenumărate ori bă. Și în momentul ăsta când ți-am spus eu ție bă, ai tupeu, ai tupeu. Da, am tupeu și să-mi spui mie să nu spun. Andiamo la sole lì fuori più bella. E cosa mandare l'amore di vela. Dove la sei? Dove l'amore? A avut scăpări de reacții nebunești cumva. La un moment dat a început să cânte. A fost funny, mă, mie mi s-a părut delicios tot ce se întâmpla, pentru că era așa psihoză maximă. Ăsta era nervos degeaba. Iar o dor și vai și vai, măi. Și cântă și bine. Bate din picior, te iubesc, nu te omor. Deci, crede-mă, prietene, că eu nu plec de aici până nu spun tot. Deci poți să cânti. Chiar te rog, zi, te rog. A fost un număr extrem de vulgar.
Da? Eu n-am problemă dacă se pronunță dacă se pronunță dacă se pronunță dar poate să vină cineva vulgar. Dar poate cineva să vină să pronunțe ouă și să fie mai vulgar decât 20 de pentru că ceea ce faci tu este o mizerie ordinară. Și cine te cheamă pe tine la o petrecere înseamnă că e dobitoc. Ai înțeles? Da, ai dreptate. Și jignești tot ceea ce înseamnă artist de circ din țara asta prin ceea ce faci pe scenă. Poți să le spui. Ai înțeles? Aoleu, da. Și ești și complet indolent. Da, ai dreptate. Îți dau dreptate. Atâta timp tu îți arăt fundul la televizor, noi suntem jigniști și eu când zici cuvântul ouă, un personaj din Bucovina, îmi pare rău, asta e viața. Prietene, dacă spui tu și cuvântul la lea e vulgară. La lea. E vulgar, pardon. La lea. Da. La lele, la lele, scumpele mele, la lele. Situația s-a flambat. I want to break free. O întreb urmă, Ilăzu. Băi, Matache, tu ai nebunit? Băi, liniște un pic, vă rog. Hai mă, lasă-mă, cu toți imbecilii tăi, mă. Domnule, de mai devreme ai ajuns la pușcărie. Poftim. Doamne, doamne, ce zi a fost astăzi. No, no, no! Doamne, am trecut până în toate stările. Vă mulțumesc mult pentru acest premiu. Mulți o pupă înainte să o ridice, da? Eu o strâng doar la piept, ca pe copilul meu. Nici o femeie nu cred că ar fi strâns atât de matern o p*** de cauciuc la piept. E cum ai tu senzația că eu pot să plec om normal de aici? Homes.ro este cel mai mare site de anunțuri imobiliare din România. Aici găsești peste 160.000 de anunțuri. Homes.ro cu dublu Z. Am revenit la Ai Umor. Lucrurile s-au cam încurcat. Iar acum situația... Situația s-a flambat. Nu s-a flambat, să vă spun. Scuzați-mă. Nu pot să accept în sensul singurul cuvânt care a zis că sunt o rușine pentru această meserie. A fost foarte... Da, a fost un pic cam... Eu sunt de acord. Mă, trebuie rămâi la jur. Hai să vorbim liniști, dacă n-am chef să mă enervez. Foarte simplu. Nu prea seamănă cu clovneria. Eu am avut răbdare pentru că efectiv nu m-a interesat atât de tare ce a făcut omul ăla. M-am prins în primele 30 de secunde că de fapt nu are nimic în cap. Nu mi-am dat seama că o să devină agresiv și arogant. Simt că aș omorâ pe cineva. Ia, de ce? De ce? Hai mă, vreau să, îți jur, Carmen, vreau să mă calmez un pic. Îți jur. Ok, te vreau să mă calmez un pic. Vreau să... Dacă veni, că v-am jignit cu ouălele mele, asta e problema. Că avem și noi ouă și sunt în regulă. Știi ce îmi pare rău? Că n-am ascultat-o pe soția mea să nu fi venit la această emisiune. Și știi, dragii mei, ăsta sunt, asta fac de 6 ani de zile. Entertainment-ul ăsta-l fac și îl fac de calitate. Ce am văzut noi acum? 15.000 de fotografii sunt postate cu oameni care zâmbesc. Și știi ce aș vrea de la voi? Să zâmbiți. O să mă apuc de cerba pe ăsta. Valiza asta e plină cu jucării, cu asemenea jucării pentru copii. Puteam să-l omor, îți jur. Băi, mâncavaș, bă, lasă-mă. Băi, asta nu-i clovnerie. Băi, putem să trecem peste momentul ăsta? La revedere. Hai să apară voturile și trecem. La revedere, o zi bună. Din punctul meu de vedere, nu a fost cel mai slab număr de la umor. Am văzut lucruri mult mai jos pe scara umoristică. Domnul meu, să vă ascultați și nevasta data viitoare, că... Să rămână, numai bine și să știi, sora mea cea mai mult te apreciază și numai bine. Și aș vrea să fac și o fotografie cu dumneavoastră și cu dumneavoastră, domnule Bendeac, dacă se poate. Cereți prea mult. Te-am pupat, numai bine! La revedere! Ce legătură are? Vreau o poză, fă o poză cu domnul. Facem o poză? Nu. Hai, fă o poză. Bine, la revedere. Ce rău e, mă. Vino înapoi. Ești rău, mă. Ai fost rău, mă. Rău, mă, rău, cu un clov. Păi cine-i nebun? Ești întreagă la minte, vorbesc foarte serios. Eu mi-am dat seama că am și eu o problemă și o doagă, lipsă două, trei. Nu, deci la momentul ăsta chiar nu ești întreagă la minte. Pare rău. De ce, mă, hai, că frate, face pentru copii, mă? Hai, frate, băi, Matache, tu ai nebunit? Ia, trebuie să înțeleagă că el nu e chelu. Avem un jurat care face asta, ok, îl știm, știm la ce să ne așteptăm. El nu e așa. Unde e empatia? Bendeac are dreptate. Este părerea mea. Ai greșit. Trebuie să treci peste anumite principii ale tale care te fac să acorzi credit din scaunul ăsta din centru
unor oameni care nu și-au locul aici. Apreciind acest lucru pe care l-a făcut acest nene aici, da, nu faci altceva decât să-ți faci ție rău. Absolut. Bine, deloc. Vă rog. Bine, ok. De ce îmi fac rău? Păi tu știi cât muncesc oamenii ăștia ca să fie clovi? Bă, tu ai văzut clovi? Așa este. Eu mă uit, frate, pe net, mă uit, văd clovnerie, văd. Așa este, numai că el și-a ales să facă meseria asta liber, nelegat de circ. Perfect. Și-a ales să vin aici și eu să fi văzut la viața mea foarte multe numere de clovnerie. Da, numerele de clovnerie sunt diferite și diverse. Sunt diferite, dar așa cum sunt diferite și diverse, există și unele care sunt bune și altele care sunt proaste și altele care sunt geniale. Ăsta n-a fost nici măcar prost, a fost mizerabil. Vrei să zic ceva? La noi mai există la artiști chestia asta, cred că am mai spus. Am prins o seară mai proastă, știi? Deși la un concert și la un spectacol, ăla care o pune pe nevasta pe un blat de lemn și aruncă niște cuțite milimetric pe lângă ea, dacă ăla zice, am avut o seară mai proastă. Asta înseamnă arta circului, frate, este o arta perfecțiunii, că dacă nu o mierlești pe aia. Băi, eu pot să dau like-uri din mai multe motive. Ok. Uite, cumulate. Da. Okay. Dintr-un context, pentru că mi-a plăcut că te-ai isterizat pe tine foarte tare. Și de asta... Din punctul meu de vedere, pentru mine a fost foarte comic tot ce s-a întâmplat. Băi, hai să nu intrăm în astea, frate. A fost mizerabil ce a făcut. A fost o jignire la adresa teatrului. Și așa toată lumea desconsideră această artă. Da, domnule, eu nu sunt clov de circ. Eu nu mă duc să jonglez. N-ai înțeles chestia care o fac eu. Deci eu nu jonglez. Eu nu mă duc să arunc baloane, foc și alea. Eu fac altceva. Eu am schimbat mentalitatea clovnului, mentalitatea copiilor de a se interacționa, de a socializa. Pe mine asta mă interesează. Băi, mi-a spus sare tot, mă, mâncava jura. Băi, dați-mi și mie ceva să beau, că mi-a pus sare în toate astea, frate. Ia uite câtă sare au pus. Dați-mi, mă, mâncava jura și mie niște apă, frate. Și niște cafea fără sare. De ce era să-l bat pe alea, că eu nu sunt un om violent? Pentru că în subconștientul tău s-a petrecut o schimbare de când m-ai cunoscut și este evident că eu transform oamenii buni în oamenii răi. Lasă, Bendea, că or să vină și zile mai bune. Când subconștientul o să fie ceva mai liniștit, cafeaua mai fără sare, totul e să treci de ziua de azi. Calm, tată, calm. E bună șapa, dar mi-ar trebui un Xanax azi. Vă dați seama ce a fost în holding astăzi? Ia, mă, man! Cine, clov, nu? Da. Salutare, salutare! Este îngrozitor de enervant acel personaj. El trebuie să fie interzis din jurul copiilor. Dragă, semeni cu fifa mea, cu fifia mea de mine, stai, dragă, să-ți fac un masaj, un masaj, așa? Stai să-ți fac un masaj, să-ți fac un masaj, hai, mă, să-ți fac un masaj, băi, zimbeți! Îți dau cuvântul meu de onoare. Când ți-o fi ție lumea mai dragă? Când ți-o ai lansat tu vreun... Ce-ți lansezi? Vreun album? Vreun de la videoclip? Mi-aduci un clown sau ce? Nu un clown, ăla. Da. Îți jur. Mamă, dar ce papuci clipitori ai, dragă, tăi. Ia uite, domnule, că ești flexibil, dragă. Ce mai faci, dragă? Ne ține scaunul ăsta pe amândoi? Când ți-e ție mai dragă, te vei trezi cu ăla. În mijlocul evenimentului tău, crede-mă ce spun. Și voi avea camere care vor filma. Dar de ce te enervezi? Calmează-te. Pentru că vreau să te văd în acel moment cum cât de mult îl apreciezi. Mă gândește. Eu nu vreau să promovez așa ceva. O asemenea mizerie, când știu că această profesie necesită muncă. Bă, nu-i normal, e ca și când vine un netalentat și nu poate să cânte și eu îl umilesc. Este muncă. Clovni, șmecheri se trezesc la 6 dimineața. Termină cu obsesia asta, ai mai spus asta. Dar m-am gândit că îi pleznește vreo venă, sincer. Cred că și induce... Toți suntem într-o zonă mentalistă, hipnotico, astăzi. Cred că și induce singur niște stări, Mihai. Femeie, dacă ar veni una care ar cânta absolutamente mizerabil și ar avea atitudinea aia... Niciodată că ai cântat mizerabil. Hai, frate, lasă-mă. Dar nu-i spun asta. Deci crede-mă, așa o să fac, ți-l trimit pe ăla. Îți jur, Matache. Nu-i spun asta în viața mea, ai cântat mizerabil, ești o rușine, nu faci asta. Te vei trezi cu ăla. Nu ești ăsta. Și următorul concurent este... Welcome. Hello. Hai să ne pupăm, Lorena. Aici fetele avem regulă. De ce ușor? Și încă o dată? Nu vreau să... Și încă o dată? Se vede că singura concurentul de azi. Fii tu! Păi sunt eu. Ce anume de mine ți-a dat senzația că nu aș fi ăla? Sunt eu ăla care se trezește... Băi, Matache, sunt ăla care se... Sunt ăla care... Se trezește la 5 dimineața și uneori până la 1 noaptea nu iese din casă. Băi, liniște un pic, vă rog.
și până la 1 noaptea nu... Este alegerea mea, este pentru alegerea că așa ta. Să facem. Este alegerea ta. Hai, frate, lasă-mă în pace. Hai, mă, lasă-mă cu toți imbecilii tăi, mă. Dar impute unuia să facă asta. Să ce? Să muncească în să trateze cu respect chestia asta? I love clown. I-au enervat ăștia în ultimul hal. Da, dar asta nu mi-am așteptat. Da. Băi, nu stric, nu stric feng shui, vreau să mă bucur. La slajă omor pe Lorena Lupu. Aici credeam că-i Târgu Rom Expo. La dracu, toată viața am nimerit numai intrarea din spate. Mă rog, dar oricum suntem aici toți, o să profit de voi. Mama mea avea o vorbă. Fata mea, fiecare om este un potențial client. Folosește-te. Pentru că eu sunt un copil ascultător, mi-am pornit un business, vând jucării. E, de care? Doamnele mele, știți cum e cu jucăriile? Pe vremurile astea de restriște, jucăriile sunt calea, adevărul și viața. După cum spunea un vestit filozof grec, am uitat cum îl cheamă, omul obosește, dar jucăria niciodată. Am cele mai bune jucării din lume, pentru că eu în fiecare dimineață iau magazinele la rând, aleg toate noutățile și le testez din toate pozițiile. Unii vânzători par deranjați de chestia asta, dar dacă eu le zic, băiatule, vrei să testăm împreună jucăria asta? Dintr-o dată devin foarte cooperanți. Și acum că v-am introdus situația, hai să facem cunoștință cu jucăriile și nu uitați că sunt de cumpărat. Prima jucărie este rezistentă la apă și este folosită de doamne și de domnișoare în momentele când fac baie și lasă spuma să li se scurgă pe organism. Are și limbaj murdar incorporat. A doua jucărie redă masculinitatea vânjoasă, brutală, forțoasă, energică. Aia pe care ignorăm pe stradă, pentru că pe stradă suntem niște doamne, dar când suntem singure acasă, ne place să ne jucăm cu ea, nu-i așa? Jucăria finală, recunosc, nu este la nivelul acestora, este ceva mai casual, e... O puteți folosi oriunde, ziua sau noaptea, la munte sau la mare, în concediu sau acasă, cu prietenii sau de unul singur. Aștept comenzi. Toată lumea e cu ochii la p*** la tine. Întotdeauna am fost un pic sub mi-a plăcut. Bendeac, mai spune ceva, te rog. Că nu mai poate. În momentul în care individa a scos acel obiect din silicon negru, ești, așa, și l-a trântit pe masă, ăștia doi au înghețat. A fost gata. Descrie acest act, că eu... Mi-e foarte greu, crede-mă. Nu mai știu ce să mai zic. Păi cum nu mai știu? Nu pot să zic nimic. Păi cum nu pot să zic nimic? Păi parcă n-ai zice. Zi-mă, omule, ceva. Ăsta l-a mai vorbit. Ai fi un bun agent de vânzări. Ăsta e primul lucru. Mulțumesc. Poți să vinzi orice. Oh. Că cine ai captat atenția? Uneori e nevoie și de o pentru asta, dar pot să înțeleg. Ne uitam la tine și înainte să scos pe masă. Nu pot să cred, chiar am primit un compliment din partea ta? Nu e compliment, e constatare. Sau observație. Da, spune-mi... De ce sunteți toți jenați? A scos femeia o de cauciuc pe masă și toată lumea a înghețat. Da.
Trezește-te, ce ar trebui să spunem? Nu știu, habar n-am ce ar trebui să spunem, mă gândeam... Da. Calitatea actului artistic, construcție... Vrei să mă nenorocești, mi-ai dat... Bă, nu știu, mă, e cam încuiat, nu știu dacă... Construcție pe pistă falsă, cu final neașteptat. Gândește-te că cu 2000 de euro și un pic de vopsea poți să-ți faci și tu așa ceva, deci nu mai e o problemă, atâta timp cât ai 2000 de euro, n-ai nevoie de complexe. Dar eu dau direct pe asta, sunt o fire generoasă, împart cu ce... Dar poți să-i dai, poți să-i oferi, că... Deci... Pot să rog? Să-ți ofer acest cadou? Nu, mai bine, fă câțiva pași înapoi și imaginează-ți că e o statuetă Oscar. Vă mulțumesc mult pentru acest premiu. Mulți o pupă înainte să o ridice, da? Eu o strâng doar la piept, ca pe copilul meu. Doamne! Foarte tâmpită. Și ne iau place. Ca pe un compliment. Vezi? Al doilea. Deci, nici o femeie nu cred că ar fi strâns atât de matern o p*** de cauciuc la piept. Deci, pe mine m-ai convins. Ce-am zis? Hai mă, zi, mă! Ce dracu să zic, mă! Dacă o și legend. Eu mi-au pauză. Deci iată cum poți închide gurile bărbaților, scoți-o masă și gata, au amuțit, nu mai știu ce să mai spun. Vezi că încă vorbesc, deci... Nu, dar la domnul... M-ai prins grai când ai văzut-o. Am votat? Bine. Ce ai făcut? E în jos! Nu trebuia să fie în sus? Mulțumim, Lorena! Bă, trebuia să fie în sus, nu în jos. Dumnezeu să te mai înțeleagă, eu nu te înțeleg de cuvântul meu. Mamă, fii atent când de nervoasă vine Carmen să mă întrebe pe mine de ce am dat nu la acest număr. Doamne, dar ce moment s-a lăsat o tăcere de nu știam dacă e de bine sau de rău. Când am scos sceptrul, ghioaga, a fost un fel de ah. Deci am simțit așa un ah din partea, de parcă aș fi introdus-o. În colectivul popular, ca să zic așa. Da, stai venit, nu? Să mă întreb de ce am dat nu. Da? Pentru că interpretarea de până la momentul respectiv a fost mediocră, submediocră. Aș spune chiar slabă. Da, momentul ăla a salvat. Vrei să votez o puciuc? Pe Bendeac l-a speriat. Pe bune acum. L-a speriat. Adică, de ce să votez? Asta trebuia să votez? Adică nu e ca și cum m-am uitat și până la momentul ăla la număr? Deci dacă vreți să mă întrebați cu verb, cu predicat, cu morți, cu răniți, de ce nu am spus da la p***, am să vă spun că într-o asemenea zi eu spun nu la p***. Este un răspuns mulțumitor? Putem să trecem la următorul concurent? Ciao, mi chiamo Luigi e vengo dall'Italia e sono felicissimo di essere qui. Ura! Încă un club! Hai, Bendeac, fii tare, tata, tare, tare! Ecco, Mimo è l'attore che deve creare una piccola storia con la sua fantasia, con il suo cuore, la sua anima, deve creare una storia. Per esempio, io creo adesso faccio un effetto per farvi capire. Prendo un capello da qui e voi lo vedrete, eccolo qui il capello. Non lo vedete ancora? Ma è qui. Ora lo prendo ancora meglio. Lo vedete adesso? Forse no. E allora ve lo faccio vedere ancora di più. Lo attacco qui e... E finisce sempre con un bacio. Il palcoscenico però più bello è la strada. Sono le piazze dove puoi incontrare il pubblico più vero, la vecchina che si fa la sua passeggiata, il bambino che si ferma e dice oh guarda questo qui che cosa fa, e la sua mamma gli racconta chi è quello. E allora ho iniziato a fare così la strada, le piazze del mondo. Doamnelor și domnilor, aplauze pentru
Luigi! Acolo, chiar dacă ele nu sunt. Particip și tu, mă. Nu-s așa de bun ca tine, mă. Te pictez pe față, așa e. God knows. Foarte tare, om bun! Foarte. Vezi, Matache, într-adevăr, există numere de... Nu, mai eram sigur că o să spui ceva legat de asta. Este clovnul și... de mai devreme a ajuns la pușcărie. Poftim. Apreciem foarte mult faptul că ți-ai studiat actul și ne-ai dat o stare de bună dispoziție, având în vedere că înaintea ta ai avut norocul să fie alții mult mai proști decât tine. Ce ai făcut tu se numește artă. Nu trebuie să am studii să-mi dau seama. Am observat și am înțeles că a studiat foarte multe ore, ani, și și-a dedicat viața acestei meserii de clown. Mihai, văd diferența. E un pic speriat. Alt cred că... gen de clown, e clar. Pentru toată lumea e alt gen. Avem o invitație pentru tine. Având în vedere că ești un clovn de calitate, nu vrei să fii tu președintele României? Bă. Mai că trebuie să știi că în România președintele are mai multe funcții decât în Italia, unde nu știe nimeni cine e, cumva, deși el există. Votează. Ai votat? Am votat din primele secunde. Ai! Bravo! Personajul aduce cu... Am să spun ceva care îți va plăcea foarte mult. A fost un număr de mimă, în primul rând. Faptul că da, m-am greșit. Nu. Dar pentru mine toți arată precum clovni. Păi nu. El juca un... Era clown, un mim care juca un clovn. Am văzut că e mim. Dar era și un clovn în același timp. Era un mim care juca un clovn. Uite, mi-a dat și o carte. Da? Sue proprie mani.
lucru care mă reprezint. O carte, da, uite, și cu fotografii extrem de expresive. Comparativ cu ce ai văzut mai devreme, da, într-adevăr, în spatele acestei chestii a fost un gând și mai departe. A fost un număr corect de mimă. Corect, atât. Dacă nu era mim și era clown care joacă mim, el a zis că e mim, nu știți nimic, nu e clown, e mim. Dar poate e clown care joacă mim. Nu pot să spun că am căzut efectiv pe spate. Este un mim care a făcut un număr de clovnerie. Nu este un clov care face mimic asta. Mă uit acum în carte. E, da, da, nu. E clov cu mimică. Ce mi-a plăcut foarte mult a fost expresia facială. Aia mi-a plăcut, aia mi-a tras atenția. Luigi chiar a muncit. Nu ne interesează cât timp i-a luat să devină mim, să-și creeze un act, poate are mai multe, dar atâta timp cât a bătut drumul până aici, ca să apară într-un show de televiziune din altă țară, deja a depus mai mult efort decât alți proști care au venit încoace nepregătiți. Bună seara, bună seara! Scuză-mă. Cine a fost în stare să-mi pună sare până și pe pix pe care mi-l bag în gură? Bendea care numai angoase și necunoscute. A luat o raznă, e foarte clar. Sunt nebun, nu? Râdeți de mine, nu? Băi, ești nebun la cap. Ah! Dă-te! Băi, dă-te! Azi e o zi dubioasă. Da. E zona crepusculară, foarte, se întâmplă foarte, ceva. Foarte, foarte, foarte dubioasă. Vrei să te muți? Intră acum pe homes.ro. Aici găsești peste 160.000 de anunțuri. Homes.ro cu dublu Z. E timpul să-ți cumperi o mașină? Intră pe cars.ro. Aici ai 100.000 de anunțuri auto. Caută acum pe cars.ro cu dublu Z. Obor mașină. Păi ce e mai bun când ai o zi proastă dacă nu obor mașină? Îți vine să te sinucizi instant. Bendea cu lumea. Am lucrat ca electrician și trebuia să dau găuri în plafonul fiecărui apartament. Dar îmi plăcea foarte mult. Eram profesor cu obor mașină. Și am găurit de iar i-am zăpăcit. Băi, băiete, te-am văzut că ai obor mașină. De cum foarte multe emisiuni caută băiatul ăsta o bormașină pentru că are un holșurub. Ăla-i mă la tine, nu. Moaștele, o bune, acum n-ai holșurubul la tine. Am făcut rost de bormașină și n-ai holșurub. Recunosc că a fost cea mai ciudată zi a mea de până acum. Cum? A fost cea mai ciudată zi. Pentru mine a fost cea mai plăcută zi. Deci nu știu jur, de ce. Îți jur că niciodată n-am crezut că o să ajung în momentul în care să fiu atât de aproape. Băi, Nea Cătăline, eu nu sunt cu asta cu violența și știi cât de aproape am fost să sar în gât? Era mare talentul, trebuia să-i dăm amândoi, deci duceam la pușcărie la dublu. Că nu-i făceai față și nici eu. Gândind acum retrospectiv, ăla chiar merită bătut. Ăla este un om care merită bătut. Și acum nu e, nu e că nu empatizez cu el. Empatizez cu bunul simț și cu oamenii care fac treaba aia bine. Doamne, ce... Ia uite, bă, iersă-mă. Ce mi-ați făcut voi mie cu emisiunea asta? Doamne... Doamne... Iubesc să dau găuri. Dau găuri în orice, că sunt expert acum, am experiență, da. Găurile diferă ca dimensiuni, găuri mai mici, găuri mai mari. Eu sunt pe găuri mari, dar îmi plac și găurile mai mici. Am diferite unelte pentru fiecare tip de găuri. Vă jur că ar trebui, deci, realizatorii acestei emisiuni ar trebui să-mi plătească, frate, terapia și cu psihiatru și cu psihologa. 2.400.000 pe săptămână aproape. Trebuie să-mi dați banii, frate, pentru că perioada următoare eu va trebui să merg mult mai des. Deci, și la psiholog și la psihiatru. La psihiatru mergeam o dată pe lună. Eu în momentul ăsta trebuie să merg, deci până încep filmările la împuii mei, eu va trebui să merg de cel puțin 4 ori la psihiatru ăla. Doamnelor și domnilor, ajută-mă, aplauze, doamne, pentru Leonard Teșcă! Bună seara, bună seara! Bună seara, bună seara! Scuză-mă! Să vă zic câteva lucruri despre mine. Ce faci, mă, frumos, ce faci? Am fost la Politehnică. Când am ajuns acolo, mi-am dat seama că n-am cum să termin facultatea asta. Zic, ce caut eu, mă, frate, aici? Aveam nevoie de o soluție, care a venit la un curs. Mi-a fost prezentată pentru prima oară regula mâinii drepte. O regulă pe care o știam foarte bine. De foarte mulți ani.
dar niciodată din punct de vedere științific. Și atunci mi-am dat seama că toate ecuațiile și toate formulele și toate fenomenele pot fi aplicate în mod direct asupra penisului. Dacă aplic o mișcare de rotație asupra penisului, pot să calculez cuplu și un fenomen care se numește conservarea momentului angular. M-a pierdut de la primele vorbe. Nu știu, ceva din atitudinea lui nu m-a făcut să fiu curioasă să-l ascult cu adevărat. Fenomenul ăsta zice că dacă masa penisului rămâne constantă, dacă lungimea penisului rămâne și ea constantă și dacă viteza tangențială, cât de repede se învârte penisul, rămâne și ea constantă, teoretic, pe hârtie, penisul ar trebui să se învârtă singur așa. Ceva de genul așa. Tu ești expert în fenomenul ăsta, să înțeleg. Ai fost la Politehnică, să nebunesc. Ai luat cu 10. Te știu toți profesorii. Dă-mi fel de miștocăreală despre organe cu organe, de reproducere, așa mai pe după vișini, hai să punești puțină fizică și puțină... Dar am zis ce fenomen interesant. Ia să-l punem în practică. Am învârtit penisul și am eliberat să văd ce se întâmplă. Am constatat că după o tură jumătate penisul se oprește. M-a pierdut pe drum. Eu nu mai știu ce a spus. Cu frecarea, cu... Te-ai gândit vreodată că nu există un standard fix pentru un cuțit ascuțit sau neascuțit? Ai putea spune, păi dacă taie penisul, e ascuțit. Dacă nu taie penisul, nu e ascuțit. Dar dacă taie penisul pe jumătate și se oprește, cum este cuțitul? Ascuțit sau neascuțit? Această filozofie pe mine mă depășește. Bă, ți-am zis la teorie, nu mă bag întrebații pe colegi pentru că nu știu. Eu nu știu exact ce a spus. Nu știu. Ăsta este genul de umor cu care vii de pe băncile facultății de construcție, probabil. Nu știu, habar n-am. Asta a fost tot. Mulțumesc bun. Frumos. Nu există constructor serios. Asta a fost prima greșeală. Tu de ce ești atât de serios? Un constructor serios este un constructor treaz. Și nimeni nu e treaz în câmpul muncii când face construcții, pentru că ar fi ziua prea lungă. Îmi dai dreptate? Tu crezi că blocurile care s-au înălțat în București s-au înălțat cu oameni întregi? Am o noapte în minte. Ben, dacă ai ceva de spus... Nu mai zici foarte tare ce ai zis, eu nu am înțeles ce ai spus. Am spus că am în minte noapte. Am noapte în minte. Înțeles. Mi s-a creat vid în cap. Vă jur. De la ce? Vorbește un om fără creier. Da, păi, eu știu limitele, deci mi-am băgat fizic, am avut numai 5. Mihai? Da. Hai să... Mă gândeam la tangențiala de rotație. Asta e singurul lucru care îmi vine minte, tangențiala de rotație a penisului. N-ai luat în considerare însă forța de frecare? Forța de frecare e în orice. O bune, și într-o mică deplasare, chiar dacă nu o simți. Te freci de vânt, de aer. Aerul are o anumită consistență. Mergând, te opui lui. Deci este o forță de frecare, dar nu să iei ta mai așa cu ea. N-am fost foarte bun la fizică, dar știu că și ea, în momentul în care există o mișcare, adică o rotație, tangențiala întâmpină o altă forță, și anume forța de frecare. Deci 0,00 micron este oprită și de această forță de frecare. Doamne, săracul de mine. Te depășește discuția, nu? Săracul de mine. Când eu vă spun că nu am ce să caut la această masă a jurului, nu vreți să mă credeți. Iată un moment în care cel eu nu am ce să caut, pentru că nu știu ce să... Ba, nu mă atac, nu știu ce să spun. Deci în momentul ăsta eu nu știu ce să spun. Îți explic. Vă jur. Cum ai zis tu cu tangențiala, n-ar fi zis nimeni, Mihai. Și eu care am crezut că ți-a plăcut mult. Mulțumesc frumos, drag. Mulțumim. Băi, știu că ora este târzie, dar am nevoie de o gură de aer. Și eu am nevoie. Credeți-mă, deci dacă nu ies la aer acum, am să fac un atac de panică și nu știu ce fac. Deci mă tăvălesc. Deci mie mi-e rău, deci nu se poate, sufăr. Doamne mare ce grădină. Doamne mare ce. Mi se pare mie sau ăsta era foarte dubios. Bendeac, ai luat o razna, trăiți-ar, după trei numere, ai luat o razna. Trezește-te. Omul nu avea nimic, a venit să spună glumele, s-a intitulat constructorul, a avut niște chestii simpatice, dar nu prea. Ți-am povestit cum am ajuns eu prezentator? Spune-mi. Imediat după finală mă sună unul dintre producători, hai până la noi să vorbim ceva. Ajung acolo și mă duc direct, vrem să fii prezentator. Nici n-asta să mă gândesc, zic da. După aia am început să mă stresez, oare ce o să fac? Aveam tot felul de emoții. Când ajung la emisiune,
ce să vezi. Stai să mai pun niște bere. Așa și? Am dat de tine și mi-am dat seama că nu o să prezint singur. Noroc cu mine. Cine a fost în stare să-mi pună sare până și pe pix pe care mi-l bag în gură? Cine ar putea să facă asta? Uite, e mentalistul acolo. Mentalistul e geană pe noi. Și nu ți minte când a zis? Când a zis v-am făcut ceva. Dar o să vă dați seama mai târziu. A stat într-o parte a publicului și din când în când la anumite numere se uita la mine fix. Băi, băi. Te place. Băi, încetează să mai fii paranoic. Deci am obosit. Tu le iei pe toate în serios. Nu eu tot. Îți jur. Uite-te acolo, Matache. Uite-te puțin acolo. Aha, mentalistul și-a adus ajutoare. Bendeac, nu e bine. Nu e bine deloc. Vă zic, țineți-l minte pe ăsta cu inelul. E ceva cu el. Bendeac are numai angoase și necunoscute. A luat o raznă, e foarte clar. Dacă își imaginează că a fost privit obsesiv de deducționist dintr-un colț întunecat, iar el în lumină i-a simțit privirile strădelitoare, este foarte clar că Bendeac a luat o raznă. Vrea și omul să vadă ce se întâmplă în sală. După ce a terminat numărul, a rămas și se părea că stă și se uită dintr-o umbră la el. Zic, bă, se uită la mine acolo. Băi, urmează hipnoticul? Da. OMG! Doamne, Doamne, ce zi a fost astăzi! Doamne, am trecut până toate stările pământului! Doamne, Doamne și măicuța, iar mi-au pus sare! Cine îmi pune sare în continuu în astea, mă, frate, mă? Ce sare? Băi, ești nebun la cap! Ah. Dă-mă să gust și eu să văd dacă te-ai tâmpit sau nu! Ia da. Chiar are sare? Are sare, serios? Gusă! Boss, mai are ceva înăuntru, jur, și nu glumesc. Uită-te tu că nu mă uit, mi-e frică. Să-mi bag picioarele, e ceva acolo. Băi, eu am băut adineu. Băi, e ceva acolo! Bă, băiatul, e ceva acolo, scoate-l, vezi ce e. Dă-te! Ce e mă acolo? Nu știu. Băi, dă-te! Bendeac! Mamă, de ce urăsc eu mai mult pe lume? Îți jur că dacă mi-e foame, îl mănânc și pe staviu. Dacă am sărat. Ascultați-mă, mă jur. Deci pot să mă fac de rahat în fața întregii țări. Mă jur. Ascultați-mă cu mine ce vă spun. Mă jur că voi organizați lucrurile astea într-un fel. Frate, deci sunt... Ascultați-mă pe azi mine. Azi e o aici, zi dubioasă. Aici, da. E zona crepusculară. Foarte, se întâmplă foarte, ceva. Foarte, foarte, foarte dubioasă. Voi vreți să-mi spuneți mie că a început întâmplător cu ăla care a cântat despre nebunie, după care a venit ăla cu deducțiile, după care am început să am apă sărată și cafeaua sărată și cu șoarece și cu ăla care se uita așa dintr-o parte și cu asta? Nu a fost nimic întâmplător astăzi? Băi, voi vreți să-mi am nebunit, nu? Nu, eu trebuie să decodific tot ce s-a întâmplat astăzi. Ce ar vrea să-mi spună mie cineva prin faptul că îmi pune sare? Te iubim! Doamne, de ce șoarece? Asta, în general, șoarecele este amenințare cu moarte. De ce? Doamne, am intrat într-un trip foarte rău. Deci, crede-mă, de când a venit mentalistul, eu am intrat într-un trip rău. Îi place să se sperie, îi place să-și mențină adrenalina și suspansul. Realitatea îl plictisește. E mai interesant dacă își face filme. Da, mă, dar știi care e nebunia, mă? Că am vorbit cu Grigorescu. Și Grigorescu astăzi, cel puțin în partea a doua zile, Grigorescu a fost foarte dubios. Eu cred pentru că știu. Ce știi, Grigorescu? Cred pentru că știu. Poate nu-i sare, poate nu-i sare și aflăm mâine că ăsta se duce la urgență. Vorbesc serios. Sau mai rău, că mi s-a făcut și mormântarea cu câteva zile. Cum ar fi să mori așa ca prost? Clar, mamă. E abuzat ăsta, mie, cu toată lumea, are ceva cu el.
Of. Purtăm câte 10-15 măști pe zi. Noi ca oameni, cel puțin. Nimic nu e ceea ce pare. Și de ce am venit la umor? Pentru a promova himnoza de scenă. Himnoza de scenă este o himnoză comică. Acești subiecti hipnotizabili pot face orice. Le creează o altă realitate, pentru că nu mai este altă decât realitatea pe care le dau eu. Adică, cumva tu sunt păpușarul ăsta la teajul? Nu, eu nu sunt un păpușar. Am fost catalogat drept păpușar, drept ăla care merge cu dracu pe stradă. Eu fac doar știință și nimic mai mult. Numele meu este Andrei Voicu și fac himnoză. M-a amenințat cineva? Păi, nu mai vreau să mai pun întrebări. Am senzația că sunt nebun, jur. Deci am senzația că intru într-un trip de la nasol. Apa aia are sare sau pot să beau? Dacă chestia albă e sare, da, dacă nu, înseamnă că e șoricioaică. Șoricioaică. Ce e șoricioaică? E o travă. Nu e o travă? Ce gust are? N-am gustat, dar jur că am o foarte multă lume care își oferia și ceva. De ce te uiți așa fix la mine? Cum adică? Adică păi dacă cu tine vorbesc, ești nebună, ai luat o razna? Ala nu, că ai luat o razna. Frate, te-ai uitat cumva. Ți-ai spus că sunt foarte mulți oameni pe care i-aș otrăvi. Nu ești unul dintre ei. Ok. Acum ți-ai luat privirea de la mine când ai spus asta. Uite-te în ochii mei și spune că nu m-ai otrăvi. Nu ești unul dintre oamenii pe care i-aș otrăvi. Ok. Explică-i ce o să faci tu, că el nu știe. Ce să fac? Ce să fac? Cum am să mă joc cu mintea cuiva și cu emoția cuiva. Și e interesant să vezi că se poate. Se poți juca cu imaginația? Nu e. Bă, vină cu pace. German a lipsit un moment. Eu am fost teleportat o secundă. Astea sunt texte de gagică, dar până niște, ai o privire de... Tu știi, am impresia că știi ce am făcut eu rușinos în clasa a 6. Păi dacă vrei, putem să discutăm după emisiune și stă puțin de vorbă. Necătă. Să știi că mă simt mult mai bine decât mi-ai spus că nu mai o trebuie. Aplauze, vă rog, pentru Andrei Voicu! Oh. Bună seara, numele meu este Andrei Voicu și fac himnoză de scenă. În această seară am să vă arăt că există posibilitatea să schimbi omului realitatea complet. Tu faci himnoză? Da. Știi să hipnotizezi? Eu am avut o emisiune de hipnoză, da. Voi face câteva demonstrații, mă voi juca puțin cu halucinația câtorva persoane pe care le-am pregătit înainte de a intra pe scenă. Ar trebui să confirme că nu e regizat, adică nu sunt actori. Sunt doar niște oameni cu care a făcut o inducție înainte de emisiune. Ce înseamnă, mă, inducție? Te bagă într-o stare de relaxare unde după aia se face teste psihologice pe care își dă seama dacă e sugestibil sau nu. Și ce înseamnă sugestibil? Răspunzi la comenzi mult mai ușor. Bun. Avem aici pe domnul Wikipedia în ale vrăjitoriei. În cazul în care aș dori să... Cine e cu vocea asta așa plăpândă? Adică să mă... Bender? O relaxare după ce voi ieși de pe scenă cu siguranță, cu cea mai mare plăcere. Am ajuns la o stare de... Sunt foarte tripat, deci extrem de tripat. Jur, nu glumesc. Sunt foarte tripat. Ok, putem începe? Putem începe. Aș vrea să inspir adânc și să rămâi focusată doar pe expirație. Da? Și pe sunetul vocii mele. Aș vrea să inspir și tu adânc acum. Și să te relaxezi. Să relaxezi mintea și corpul. Mintea ta și corpul tău se focusează doar pe expirație. Este foarte multă liniște în platou. Aproape înspăimântător acest moment. Primește-mă fix aici, apropie picioarele, inspira adânc. Încă o dată, inspira adânc. Și dorm și te relaxezi prin fiecare mușchi, fiecare fibră, fiecare celulă din corpul tău. Nu cred așa ceva. Ce? Nu mai vă bune. Hai mă, termină. Aș vrea să-ți imaginezi că această relaxare pleacă din creștetul capului până în vârful picioarelor. Nu e nicio magie. E a lucra efectiv cu creierul. El, practic, cred că nu face atât de mult cât faci tu, cu ajutorul lui, știi? Asta e ideea. E vorba de ce ți induce. Lansă-ți număr de la 1 la 3. La numărul 3 te va atinge pe frunte și pur și simplu ești chelul. 1, 2, 3 și sus, deschide ochii. Așa puțin microfonul, te rog frumos. Salut, Andrei. Chelu. Ah, pare bine. Mulțumesc. Te rog, ia loc.
respira adânc, te rog. Într-un moment te voi atinge exact pe frunte și numele tău este Delia. What? Andrei Voicu. Delia. Puțin mai tare, te rog. Delia. Ce te ocupi? Cânt. Lucrurile cred eu că stau cam așa. Dacă vrei să te lași hipnotizat, ești hipnotizat. În momentul când îți voi da drumul la mână și mâna ta va lovi, îți va lovi piciorul, numele tău este Ben Deck. Și acel moment vine chiar acum. E o chestie de autosugestie și dacă știi să manipulezi acea parte din creieraș, e o chestie și de exercițiu, de răbdare. Andrei Voicu? Ben Deck. Bun. Problemele mele psihice se agravează la această emisiune. Despre asta este vorba. Nimic din ce aici nu mă ajută să ajung la o stare de normalitate și de zen. Nimic. Nimic. Și dormi și te relaxezi prin fiecare mușchi, fiecare fibră, fiecare celulă din corpul tău. Pur și simplu rămâi focusat exact cum rămâne Ben Deck acum, pe tine. Vei fi Andrei Voicu care face hipnoză. Ideea în sine să fii sub controlul cuiva... Da, nu e pentru oricine, îți dai seama. 1, 2 și 3 sus. Salutare! Salutare! Numele tău? Andrei Voicu. Ce faci? Hipnoză. Cu ce? Hipnotizez oamenii. Nu știu dacă e adevărat. Da, măi, pe bune, sunt niște trucuri psihologice prin care poți să convingi niște oameni de niște chestii. Ei sunt acum ca niște actori care își intră foarte puternic în personaj. Nu, niciodată. Nu, nu poți fi hipnotizat împotriva voinței tale. Nu poți rămâne hipnotizat. Astea sunt mituri. Cine este în stânga? Ben Deck. În mijloc? Delia. Și în partea cealaltă, care se uită urât la mine? Chelu. Ea stă așa pentru că stau eu așa, sau eu stau așa pentru că ea stă așa. Ea stă așa pentru că stai tu așa. Dar văd că jurul nu are nimic de comentat. E interesant ce vedeți? Nu, așa, așa, așa. Mulțumesc. Chelu? Nu-mi place nimic. Așteptam. De unde știe ăla, copilul ăla, cum să fie Chelu, nu înțelegi? Asta nu știe, Chelu. E vorba de imaginația lui. E Chelu în varianta din capul lui. Asta e fascinant la hipnoza de scene, că omul când vrea să-ți iasă din transă, o poate face. Nu-i așa? Da? Și dormi și te relaxezi prin fiecare mușchi, fiecare celulă de corpul tău. Okay. Și pe mine mă amuză uneori. Am început hipnoza de scene cu nepoții. Credeți-mă că după 2 săptămâni nu m-au mai primit în casele lor. Domnul cu hipnoza a fost de departe cel mai interesant lucru din această seară pentru mine, pentru că n-am mai văzut niciodată un act de hipnoză, dar peste asta am simțit foarte mult bun simț și un mod foarte plăcut și o atitudine de domn, încercarea de a-și atrage publicul. Adică pot să spun că a fost cel mai civilizat concurent de la Ai Umor de până acum. Vreau să-ți imaginezi că pur și simplu sunt cu mâna pe gâtul tău, da? Ne-a hipnotizat pe toți trei, pe rând. Ați văzut reacțiile, că nu... N-aveam de ce să fake-uim noi niciodată. Da, cred că există starea de hipnoză, evident. Băi, vă jur, băi, nu terminați! Go, go, go! Doamne, nu mă părăsit că m-am chinit, perfect! Uau, că s-au întâmplat niște lucruri extrem de dubioase astăzi. E timpul să-ți cumperi o mașină? Intră pe cars.ro. Aici ai 100.000 de anunțuri auto. Caută acum pe cars.ro cu dublu Z. Am revenit la Ai Umor. Hipnoza continuă. Ben Deck rezistă. Cel puțin deocamdată. Ceea ce am făcut mai devreme se numește halucinație. Și acum ne vom juca cu amnezia. Aș vrea să numeri începând de aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun. Lasă-le jos. Numărul 6 este complet eliminat din mintea ta. Este șters, se șterge complet. Cu vei încerca să-l pronunți, gâtul se băchează și mintea se golește. Și aș vrea să din nou să faci mâinile, să le arăți, da, publicului. Și aș vrea să numeri. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Bun. Câte degete are omul la o mână? 3.
5. Bun, hai să luăm invers, numărul de aici. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Mulțumesc. Vă rog, aplauze. Deci tot ce văd eu aici se pune pe un fond. Deja am o bază, am toate cărămizile de nebunie. Într-un moment te voi atinge pe frunte și pur și simplu numărul 4 din mintea ta este complet eliminat, șters. Gâtul se blochează și mintea se golește. Aș vrea să număr cu glas tare. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bun. Aș vrea ca voi, începând din această clipă, să găsiți acea cifră. Tu o găsești pe a ta și tu o găsești pe a ta, jucându-vă cu degetele voastre. Ăștia sunt de hipnoză. Ăștia sunt de hipnoză. A crezut și n-a crezut. A credea și în momentul în care credea se speria un pic. Apoi aluneca în... Nu știu, frate, sunt tripat. Deci nu știu dacă realizați. Dar a venit unul aici care mi-a dat universul peste cap. A venit un clop de era să-l bat, bă, că mi-a de clopul de Bucovina, care are emisiune pentru copii. A fost unul care era într-un costum de constructor, care zice că dacă face cea cu nu știu ce, unghi de precari și de morci de rând, deci asta mi se întâmplă mie. Asta mi se întâmplă mie. Uite la mâna mea, uite, privește. Până la mâna mea, palma, privește și dorm și te relaxezi. Oh, ok, fiecare mușchi, fiecare fibră, fiecare celulă din corpul tău rămâne relaxat doar pe expirație. Oh, foarte bine. Mă scuzați, la ce rezultat ați ajuns? 11 degete? Te rog. La fel și eu tot 11. 11? Da. Ok, aș vrea să continuați. Mulțumesc. Păi bufnește râsul. De ce bufnește râsul? În hipnoză râzi? Ha? Da, mă. Hipnoza nu e aparat o stare de asta în care ești zombie. Toată mai crede că un om hipnotizat e unul care nu știe de el și împușcă președintele. Nu e așa, nu. O să vă mai rog și altceva. Se numește catalepsie. Un om în starea conștientă, fiziologică, de sportiv ar fi el, nu poate să... Nu! Nu, că mor. Aș vrea să vii, te rog, aici. Aș vrea să mă privești. Fix. Picioarele apropiate. Aș vrea să-ți întărești brațele și corpul, începând din creștetul capului până în vârful picioarelor. Pur și simplu, corpul tău devine dur ca o bară de metal. Ce fac ai acolo? Aia care își numără degetele, au rămas pe trip. M-a ajuns? Mersi mult. Tu vii la picioare și cu cât te vom ridica, cu atât corpul tău devine dur ca o bară dură de metal. Pe măsură ce îți vorbesc și pe măsură ce expiri, din clipa aceasta, corpul tău devine dur ca o bară de metal. Chiar și mai dur. Ok. Nici mai dur. Când mai trage puțin scaunul? Ok? Foarte bine. Inspira adânc și dublează această stare și cu cât te apăzi, cu atât corpul tău devine chiar și mai rigid. Ești o bară dură de metal. Foarte bine. Ok. S-a simțit că are niște capacități, are niște tehnici, sunt lucrate, dar foarte obositor numărul de privit și oricum toată lumea era foarte ciudată în sală. Poți să mai continui ca să știu? Da! Da? Salut! Crezi că nu-i pe bune? Crezi că nu-i pe bune? Știi care e problema cu hipnoza? E foarte greu să prindă la public pentru că nimeni nu crede că e pe bune. Sunt... Ceva? Te rog. Sunt aici mulți oameni, da? Care nu cred că treaba asta e reală. Ce s-a produs acolo? A fost hipnoză? N-a fost hipnoză? A fost hipnoză. Nu vreau să intru în detalii pentru că, cu siguranță, a fost hipnoză. Trambalambalam. Cum se produce? Nu știu că aș putea să fiu un producător de hipnoză, aș produce, v-aș împacheta și v-aș trimite pe poștă tuturor câte un mic element. Ce faci, mă? Cum se duce? Mă uit din spate. Se duce la baie. O urgență. Sigur, de ce nu? Îți jur că vreau să încerc. Bun, Delia. Aș vrea să te uiți fix în palma mea. Dacă se întâmplă să adorm. Nu se întâmplă absolut nimic. Aș vrea să privești fix aici. Da. Să-ți imaginezi că pur și simplu aici este gâtul tău, da? Ca și cum a stat cu mâna pe gâtul tău, ok? Aș vrea să înghiți acum saliva din gură și aș vrea acum să încerc să înghiți saliva din gură. A fost vreo diferență? Da, n-am putut să... Ok, mersi mult. Ești pe drumul cel bun. Ai putut să înghiți? Nu.
preț de o secundă după ce am ieșit. Da. Treaba asta cum pot, fără probleme. Și am luat pe repede înainte. Să încerci o chestie asta? Sigur, cu siguranță. Deschide-te. Aș vrea doar să-ți imaginez. Hai. Okay. Aș vrea să stau fix aici. Da? Să-ți imaginezi că pur și simplu sunt cu mâna pe gâtul tău. Aș vrea să înghiți acum saliva din gură și aș vrea acum să încerci să înghiți saliva din gură. Ok. Vă rog aplauze. A doua oară, cu foarte mare greutate am înghițit. Și nu e că înghiți odată și după aia normal că nu mai e salivă și înghiți mai greu. Nu, greu. Adică înseamnă că nu poți, că ideea de deglutiție nu funcționează în momentul ăla. Cool. Vreau să încerci? Da. Ok. Aceeași chestie? Nu minți. Aș vrea să te uiți fix în palma mea și aș vrea să-mi urmezi sugestiile ca atare. Ok? Bun. Aș vrea să-ți imaginezi că pur și simplu sunt cu mâna pe gâtul tău. Da? Bun. Aș vrea să înghiți acum saliva din gură și să încerci să înghiți acum din nou saliva din gură. Aplauze! Am avut o secundă în care cumva s-a impus, nu știu în ce fel și... Vă mulțumesc! Te-ai hipnotizat, Vladrii? Da, este hipnotizator. Ne-a hipnotizat pe toți trei, pe rând. Trebuie să ați văzut reacțiile, că nu... Nu avem de ce să fake-uim noi niciodată. Bun! Consider că pentru seara asta e de ajuns. Eu vă mulțumesc frumos! Dar oamenii nu trebuie să rămână în starea hipnotică, tocmai de aceea am să vă mai rog încă câteva secunde. Cunoașteți pe ei, cei care sunt pe scenă? Au fost zilele trecute aici? Dar nu știu care sunt prezentare și așa. Într-un moment. Orice sugestie pe care v-am dat-o în această seară, voi cei de pe scenă, atât și cei care au lucrat din public afară astăzi, este complet eliminată în momentul când voi pogni din deget. Și acel moment vine chiar acum. Vă mulțumesc! Ok. Cred că înainte să jurizăm, trebuie să întrebăm. Zi-mi o chestie. Ce ai simțit în ultimele 20 minute jumătate de oră? Măleșeală. Adică, măleșeală. Știi ce ai făcut în timpul ăsta? Nu. Ok. Tu ce ai făcut în ultimele 20 de minute? Eu știu ce am făcut. Eram tu. Dacă cineva mă striga pe numele meu, nu puteam să-i răspund. No. Întrebări? Explică-mi și mie, de ce după ce mi-ai făcut faza cu palma, casc în continuu de atunci. Deci eu chiar nu casc. Deci casc de înseamnă 10 minute. Înseamnă că ai nevoie să te relaxezi mental. Înseamnă că nu sunt niciodată relaxat mental. Vreau să rămâi neapărat cu noi în această frumoasă emisiune. Consider că avem nevoie de tine. Okay. Aș vrea să rămâneți până în gală. N-are niciun fel de relevanță dacă eu cred că ceea ce s-a întâmplat pe scenă a fost real sau nu. Okay. Judec strict ca un număr de comedie, să zicem. Dacă totul ar fi real, care sunt capacitățile tale de a face din chestia asta, care dacă este reală, într-adevăr, este absolut senzațională, de a crea comedie? Poți să-i faci să tacă? Nu. Glumesc. Chelu, în tine. Pentru mine a fost foarte interesant. Da. Nu mă interesează dacă a avut legătură cu umorul sau nu. Okay. A fost un lucru nou. Da. Sunt 100% impresionat. Sunt convins că ai și alte capacități ofensive pe care mi-aș dori să le cunosc. Și fiind o persoană destul de dementă, aș vrea să practic și eu așa ceva. Și eu. La concerte, când în fața scenei și acum scoateți toți banii din buzunar, vă dau la schimb CD-uri. Da. Când fac așa, sunteți îndrăgostite toate de mine. Gata, sunteți sublimă. Noi îți mulțumim frumos pentru această seară. Deci, mulțumesc pentru invitație. Consider că nu se putea încheia mai bine această seară. Și mie și lui Matache ni s-a blocat tableta. Mi s-a blocat tableta, exact. Și mie. Exact. Când am vrut să votez, mi s-a blocat. Ți s-a blocat. Nu-i nimic, nu are nicio importanță. Sunt total de acord ca acest domn să meargă mai departe. Aveți două like-uri, să știți. Okay. S-ar putea să-l aveți și pe al treilea. Să te vedem. Depinde, dacă riscă sau nu riscă. Uite, domnule, n-a riscat. Mulțumim. Multă plăcere. Ne vedem afară? Sigur. Ne vedem în backstage. Votați, obligația ai umor, fac cu domnul, care a intrat înspre finală. Doamne, ajută. Mulțumim. Și acum vine momentul în care vă relaxați și faceți nani. Am revenit.
cred în tot felul de lucruri. Cum funcționează? Aș vrea să te gândești acum la o pisică neagră. Știi să te gândești la o pisică neagră? Ești la o pisică neagră? Da. Da, cred că există starea de hipnoză, evident. Cred în foarte multe lucruri, cred. Dar nu am crezut în treaba aia de pe scenă, nu am crezut în ea. El a lucrat hipnoză, da? Am lucrat hipnoză. Băi, jur, nu terminați, nu terminați. Acum cineva mă glumă. Ce s-a întâmplat, bă? Acum cineva mă glumă de c***. Dar ce s-a întâmplat? Ce-ai, mă, nebunule? Ce s-a întâmplat? Voi ați venit aici înainte și v-ați vorbit. Băi, mă nebuniște-ți asta! Băi, mai sănătos, m-am vorbit! Am văzut cum vreau unei pisici în p***a mea acolo! Doamne, nu mă părăsit că m-am chinit, pe strec! Rață, ai făcut o umbră de pisică! Ce? Unde ai fost Adina? Să-i duc alea lui Delia sus. Ce fani. Nu știu, o să iau la o ședință de spiritism. Cred că pot să-l conving. Băi, mâncam aia să mă duc. Uai, de cap. Băi, ce emisiune faci să aici, mă, mâncava și... Băi, băi... Băi, și așa... Și așa sunt un om cu probleme cu capul. Băi, mâncați și cu... Bă, rapă, bune, ai văzut aia la pisică? Da, mă. S-au întâmplat niște lucruri extrem de dubioase astăzi. Și nu vă uitați la mine ca la un nebun, pentru că ele s-au întâmplat. Deci ăla venea din când în când, într-o parte a publicului, se uita la mine așa, deci cum dădeam ochii acolo, ăla era acolo. Dintr-o dată mi-a sărit Sandra îngrozitor, era să-l bat pe clown. După care, în continuu, am avut sare, dar asta, hai să spun zilem că e o farsă. Am avut în continuu sare în cafea și în apă și cafeaua avea un șoarece de plastic înăuntru. După care a venit ăsta 40 de minute, a făcut hipnoză pe scenă, bă, răcea în cadine. Aha, omul cu inelul, v-am zis mai devreme să-l țineți minte că e ceva cu el, v-am zis. Știu mai multe lucruri și habar n-ai că eu știu ceva ce tu doar crezi, dar îmi vine să crezi. Am avut un sentiment de temere. Vreau să deschizi calculatorul să facem niște calcule. Ok. Să lucrare te-ai născut. Îl scriu? Da, te rog. Da. Plus, și aici e important. Plus un an important din viața ta, în care tu ai simțit lacrimi, suferință, zâmbet, dezamăgire. Eu nu am de unde să știu, da? Da. Plus anul acela important, de când tot nu, ok, plus anul ăla. Da. Plus ceva ce reprezintă prezentul, plus ce vârstă ai în secundă asta. Nu cu lui. Da? Plus, câți ani au trecut de la anul important are de tine până în prezent? Da? Da, e gata. Păi, stați o secundă. Rată-te în gură. Bă, m-am uitat pe mesaje mai devreme. Da. Treaba a fost în felul următor. Că... Înainte să vină aici, am văzut că aveam un mesaj de la rață. Zic, de ce mi-a dat mie un mesaj rață mai devreme, eu fiind aici, de ce am venit să spun? Și mesajul era 4032. Trimis pe la 8 și ceva. Mă rog, și urma să-l întreb pe rață, bă, ce e aia? A venit el și mi-a spus să înmulțez niște chestii care nu aveam cum să le știi. Deci, printre care un an în care eu am avut zâmbet, dar în același timp și fericire, și lacrimă, dar și nu știu ce. Am adăugat și anul ăla și mi-a dat 4032. Cum mi-a trimis mie rață mesaj acum 2 ore, 4032? Mi-ai trimis un mesaj mai devreme, eu. La ora 20.53, 4032. Eu? Mamă. Ultimul mesaj era 17.30, sunt înfirmat. Rață spune că el nu mi-a trimis un mesaj. Și pe telefonul Rață nu apare că ar fi trimis un mesaj. Asta m-a... Nu știu. Deci nu avea cum să știe că voi spune anul 2005, care am terminat facultatea, eram printre cei mai buni și am trăit o vară cumplită, n-aveam ce mânca, dar în același timp eram... Deci n-avea cum să-i vină chestia aia. N-avea cum. Thank you.
coincidență. Ce coincidență? De ce? Ce coincidență? Faptul că a fost o zi ca la un spital de nebuni? A fost o zi normală. Ce ne trebuie? Să ne controlăm și după cele 9 zile de audiție ai umor, să plecăm normal acasă. Hai, nu zău. N-am altă explicație. Ok. E, cum ai tu senzația că eu pot să plec om normal de aici? Nu, frate, nu, nu, nu! Nu, mă, mâncate, super! Nu, nu! De ce, râdeți de mine? Sunt nebun, nu? Râdeți de mine, nu? Ce e, Tudore? Doamne, doamne, păi, doamne, deci când o să se difuzeze emisiunea asta, doamne, maica, doamne, deci mă fac de toată, deci toată țara asta o să râdă de mine. Pe cuvântul meu de onoare, jur, jur, eu nu mai ies din casă, o jur. De ce să râd? Toată țara asta o să râdă de mine. Este hipnotizat. Cine? Bendeac. Frate. În 30 de secunde te vei trezi. Băi, oamenii ăștia au organizat această zi într-un anume fel. Cine mi-a pus în continuu sare în cafea și în apă? Delia, evident, știam. Mi-a pus Delia? Toată seara. Și șoarecele? Și șoarecele. Ok, bun. Din câte am înțeles, doar Bendeac a pățit asta, eu n-am pățit asta, nici... Eu nu am pățit asta, deci... Și cred că se trage de la mentalist. Bravo, mă! Sau de la clown. Dar nu pot să înțeleg de ce totul a fost pentru mine asta. Adică de ce mi s-au făcut mie lucrurile astea? Că văd că ăsta a venit foarte relaxat. Mă atac, este cea care mi-a pus sare. Așa zice el. Crezi tu ce zic el? Da. Da. Că mă bate, gata, poți să mă culc? Să trăiți. Dar noi de ce am venit aici? De ce ați venit aici? E, ce faci, domnule? Te reîntorci după cei 20 de vii? Nu cred. Mită electorală. Facură! Wow! Vrei? Vreau să vă spun că astăzi am tăiat calea unui cortegiu funerar care venea din dreapta mea, pentru că viața are prioritate. Asta face ca tine, cât te enervezi, așa. Să înțeleg că nu v-am impresionat. Asta e mesajul, l-am înțeles perfect. Deci fii atentă, tu nu pleci de aici de pe scenă până nu accepti faptul că nu a fost bine. Ba da, a fost. N-a fost bine. Lumea are voie să mă critique, eu am voie să nu-mi pese. Pum! Doamne, ce... Se numește autism. Te-am șters din memorie. Mie nu mi-a plăcut, nu știu de ce. Eu fac stand-up de vreo 2 ani jumate. Și e prima dată când sunt treaz. Da, îmi place tango, îmi place muzica interbelică. Tango cu mata. E tango cu mata. Era Luana Ibaka. Cine era, mă? Luana Ibaka. Ioana Ibaka. Who the fuck is Ibaka? Ah, de la coar. Tipă, sistemul, dacă îți dau un picior în gură... Pendeac a plâns. I-a plâns la faza cu căsătoria. Când ai aplaudat ultima dată niște picioare? Să-ți cumperi o mașină? Intră pe cars.ro. Aici ai 100.000 de anunțuri auto. Caută acum pe cars.ro cu dublu Z.